din lucrurile care le-am făcut la fratele Gheorghe. Astăzi am adus lumină în casă, deși nu e terminat aici. Uitați-vă, avem lumină. Putem să punem 3 becuri și e un har că Domnul ne-a binecuvântat până aici să facem lucrul ăsta. De mâine fratele Iulian a promis că va trimite aici pe cineva să dărâme soba asta. Ați văzut soba frumoasă care prin harul Domnului a reușit să o cumpărăm. De mâine o să aibă și soba și lemne. Practic poate să vină iarna, nu? Datorită mai multor probleme ne-am decis să nu continuăm proiectul de construcție aici. Dar, în schimb, Domnul ne-a ajutat și am putut să-l ajutăm pe fratele Gheorghe. Astăzi a venit o mașină de lemne, soba m-a acoperit-o, abia am putut-o să o dăm jos din mașină, că n-am fost chiar așa mult, am fost câte persoane? 5 persoane. Am găsit o sobă foarte frumoasă și cu cuptor și cu plită, unde poate să facă mâncare, poate să încălzească apă, să se spele. Și un mini panou solar. Practic, toată iarna asta va avea și lumină în casă. Ce bun e al patrulea? Ăla e cel mai mare. Ce aveți? Ce veniți? Alocația copilului. Alocația copilului? Atât are. Și dumneavoastră aveți pensie? Și eu am ajutor social, dar pensie mare. La familia Toader lucrurile sunt complicate. În ultima perioadă noi am mers de mai multe ori cu ajutoare, deși nu am făcut public lucrul acesta, datorită timpului foarte încărcat. Vreau să vă anunț pe această cale că la sfârșitul acestui an vom pune un nou episod din culise în care vom arăta perioada asta de activitate. Și revenind la familia Toader, în urmă cu vreo lună de zile, o lună și ceva, părinții s-au întors acasă, s-au împăcat și părinții s-au întors acasă. Și ne gândeam pentru un moment să întrerupem ajutorarea noastră. Le oferim lunar și pâine și lapte pentru copii. Ne-am bucurat într-un fel, dar știind luptele care se dau dincolo de ce vedem noi, o luptă spirituală care se dă și dacă nu oamenii aceștia nu se apropie de Domnul, vor merge tot în aceeași direcție. Și acum am fost din nou acolo. Mama încă a rămas cu copiii, fata cea mare a plecat de acasă. Tatăl a plecat, a fost alungat iar din casă pentru că ei zic că bea foarte mult. Motivul cred că e altul. Între timp, același bărbat cu care fugise maică-sa mai demult s-a reîntors în zonă. Nu mi-am putut niciodată imagina că vom da de un caz așa de grav, așa de complicat. Câți copii frumoși? Câți copii aveți voi? 6. 6 copii? Da. Foarte fain. Bună! Hai aici, te bună! Din alocație și mai lucrează soțul, mai... Calul ăsta și mai unul, merg, ară, fac car și alungă un alt. Și rest, acum face școală, te la școală. Da, dar acum i-a trimis acasă, n-au alea aici ce să facă. Face școală online. Telefon. Păi și cum o faci online? Ai telefon? Telefonul mamei. Telefonul mamei. Și cât faci? Și eu telefonul mamei. Păi da, dar cum faci?
La amândoi odată? Mai greu și... Suntem la familia Micoară. Și dragilor, oamenii ăștia au nevoie de un frigider și un aragaz. Credem că Domnul va lucra și vom binecuvânta acești oameni prin voi cu aceste lucruri necesare. Dragilor, după cum vedeți, în perioada asta e foarte mare nevoie de noi, de mine și de tine, de implicarea noastră. E o perioadă de criză, o perioadă în care oamenii au nevoie de ajutor, de ajutor atât material cât și spiritual. Sunt multe familii nevoiașe care abia își duc zilele de pe o zi pe alta. Haideți să ne rugăm pentru ei. Vreau să vă anunț că în perioada 25-30 noiembrie, nu peste mult timp, organizăm o nouă campanie de ajutorare în Dobrogea. Aparte de campania de ajutorare care o organizăm pentru copii în luna decembrie, vrem să mai organizăm încă o campanie la sfârșitul acestei luni și ne dorim ca pentru multe familii să fim o binecuvântare. Sunt familii care nu au mai nimic, au nevoie de lemne, după cum ați văzut, sunt alte familii care au nevoie de sobe și de lemne, altele care au nevoie de panouri solare. Sunt toate aceste familii au nevoie de Hristos. Așa că dacă te-ai implicat, roagă-te ca Dumnezeu să-i mântuiască. A rămas plăcut surprins să văd că în ultimele zile, prin voi Dumnezeu a binecuvântat lucrarea asta de ajutorare și aceasta ne dă avânt să putem merge înainte. Ne pregătim ca să putem fi o binecuvântare în continuare și să fim un exemplu, o lumină în lumea asta plină de întuneric. Să fim o mână întinsă, să putem duce o pâine unui om care e flămând și care e într-o stare critică. Să știți că și în Dobrogea avem acolo o familie deosebită cu care colaborăm, oameni foarte dragi nouă. I-am pus să se intereseze de mai multe familii, ei sunt misionari de o perioadă bună, sunt în acea zonă, s-au mutat în acea zonă și au găsit multe familii care chiar au nevoie de ajutorul nostru. Vă dau un exemplu, o familie cu 7 copii, o soră de-a noastră, soțul nu-i întors la Domnul, povestea că are nevoie de multe lucruri în casă, de electrocasnice, de paturi, de haine, de alimente, dar și de papuci pentru copii. Imaginați-vă că nu au copiii papuci și din cauza asta nu merg la școală. Domnul să dea izbândă. Haideți împreună să putem fi o binecuvântare pentru acești oameni. Haideți împreună să ne unim în post și rugăciune și în fapte bune și să fim o lumină în lumea asta plină de întuneric. Fiți binecuvântați!